un Audi. Știi care e problema când ai mai multe mașini? Că dacă ți se strică toate în același timp, nu prea e ce să faci cu ele. Și în momentul de față, toate mașinile mele sunt stricate, pentru că ați văzut în vlogul trecut ce s-a întâmplat cu Duster-ul. Jackass-ul doar ce l-am scos de la garaj pentru că este gata plafonul. Pentru cine ne-a văzut vlogul, uitați cum arată. Mult mai șmecher cu plafonul ăsta Alcantara. De când am scos Jackass-ul de la garaj și s-au aprins două becuri. Haideți să vă arăt despre ce e vorba. Deci avem aici două becuri aprinse. Asta e de la combustibil, că n-am mai făcut plinul și n-am avut când să trec pe la benzinărie. Și avem aici eroarea asta de la airbag, front left malfunction console workshop. Ideea e că Bogdan mi-a zis că mi-a dat mașina de la Vivasi, că bă, eu n-am tester de la asta, scot aia, te descurci tu. Dar n-am avut timp să merg să o repar și de aia n-am mai mers cu ea, că nu pot să merg cu ea cu butonul acolo aprins în bord. Trebuie să merg la un serviciu să rezolve problema, pentru că atunci când e bateria pusă și scoți volanul pe aia, îl pui înapoi, nu detectează el tot ce se întâmplă acolo. Dar asta se rezolvă, nu e problemă, dar până când se rezolvă, nu mai pot să merg cu ea. Bun, asta e problema de la Jackass. Următoarea problemă a apărut aseară la BMW când mergeam la film. Îmi apare acolo AdBlue System. Am întrebat și eu în stânga-dreapta să văd care ar fi problema cu AdBlue System. Asta, ce-i drept, este prima problemă pe care o am la mașina asta de când am cumpărat-o. Nu am luat-o de nouă, face 2 ani în septembrie. N-am băgat absolut niciun ban în ea, o să fie primii bani pe care o să-i bag în ea. M-am uitat pe net și în cel mai rău caz problema asta se rezolvă cu undeva la 2-3 mii de euro cu un sistem întreg de AdBlue, dar trebuie să o duc la service să o verifice. Băi, zic că poate fi doar un senzor stricat, acela costă vreo 5 milioane și gata și problema asta. Și îmi pare așa rău că aseară mergeam așa frumos seara și mă uitam la mașina asta că îmi place așa de mult cum arată. Îmi imaginam cum arată volanul Logan și mă gândeam, bă, cum ar fi mă dacă aș schimba-o cu un S-Coupe? Și la 3 secunde văd acolo că se aprinde becul. Eu am zis, bă, dă-te, dracu. S-a supărat mașina pe mine, n-ai văzut așa ceva, s-a supărat mașina pe mine. O să o duc direct la serviciu și o să o iau când e gata, că din nou, nu vreau să merg cu mașina dacă are problemă, că nu vreau să fac problemele să fie din ce în ce mai greu. Dacă este o problemă la o mașină, cel mai bine te duci să o rezolvi cât mai repede ca să nu apară și alte probleme pe lângă. Următoarea mașină e asta lui taică-miu, care, bă, sincer, n-are nicio problemă de a lui taică-miu, deci nu pot să o fur să merg cu ea. Așa că trecem la acest serie 1. În primul rând nu este al meu, pentru că pe 11 iulie trebuie să facem tragerea la sort să meargă către un fan. Pentru cine a văzut vlogurile știe despre ce e vorba, pentru cine nu, mașina asta se duce către un fan care și-a luat Mystery Box. S-a terminat deja campania, deci îmi pare rău dacă vedeți acum vlogul, puteți să câștigați mașina. Tragerea la sort o să fie pe 11 iulie. Aș fi făcut-o mai devreme, dar cei de la Movivlogs mi-au zis că vor atunci. Și până la urmă cu banii firmei am cumpărat mașina, deci nu prea pot să comentez eu prea mult aici. Ceea ce înseamnă că teoretic aș putea să conduc mașina asta până când sunt celelalte două gata, dar mașina asta e mașina cu bucurie la talon. Vrei să te mint, e în două culori și nu vreau să mă oprească poliția să mi-a talonul, să bam bam bam. Eu aș fi dus-o la rar să omologhez cu culoarea asta, dar deja nu mai vreau să apăc cu oamenilor lor, că merg cu toate prostiile acolo. Salut, mașina asta am făcut-o roz. Hai, uite, mașina asta am făcut-o albastru. Uite, mașina asta am făcut-o albastru. Nu vreau să mă duc să-i mai deranjez. Așa că astăzi o să o decolantăm. Lucru care nu o să fie așa greu, că n-a fost colantat de custom tuning, că a zis vlogul lui Gami când ne-am chinuit acolo. Deci, hai să vedem cât de ușor se... Ok. Așa de ușor. Nu ne mai trebuie lampă. Nu, cred că ne mai trebuie. Păi ți-am spus că nu ne mai trebuie lampă. În timp ce mai vorbesc cu voi, cred că se dă jos singură. Se dă singură. Uite-te ce. Mamă, băi. Uite-te și tu cum se desface. Dacă era așa mea, așa ușor de decolantat. Băi, e nouă. Uite-te, bă, apoi dăm țipla jos. Și mi-e chiar că dacă tu n-ai dezmembrat-o ca să colantezi, nu trebuie să o dezmembrezi nici ca să o decolantezi. Băi, și prost am uitat să dăm ăsta jos, mă, de aia nu se lipea, mă. Bă, ireal așa ceva. Păi te las bârt, Iudic. Îmi trebuie lampa, Daniel, să desfac ăștia. Ce lampă îți trebuie? Lampa de sudură. A, uite-mă că pune și Gami mâna să ne ajute. Păi asta e ușor de decolantat, nu ca a mea. Stai că te colantăm pe tine. Nu, nu, e ok. Ba da, mă, te colantez. Pam, pam, param, pam. Bă, dar să n-arunci colantul ăsta. Nu știu, băieți, scrieți în comentarii, băieți, ce e mai mișto, seria 1 ăsta sau S-ul meu? Că am văzut că toată lumea a zis, mamă, și-a luat Gami Logan să moară și vina. N-am văzut în viața mea tahit pe o mașină scumpă. Zici că mi-am luat... A-class, B-class, nu... Bă, acum o șmecherie, vă zic eu. Nici măcar n-am spălat-o când am colantat-o. Ba, nu. Cu cârpa, m-a dat. A, cu cârpa, da, bine, mersi. Că un daily reminder că mașina asta se decapotează din cheie. Și a lui Gami, nu? Gami. Adevărat, adevărat. Acum sunt fan, băi, Mercedes. Da, mă, da. Și eu acum fac proba cu sunt pirații. Cu ochiul sus sau ochiul drept. Mi-a colantat ochelarul. Fii atent că se decolantează singură mașina asta. Ia, ia, fii atent. Bine! Niciodată nu știu. Hai să fac un gol! Hai să fac!
Cât de cald e, mamă, cât de... E ca și cum ai avea transpirație cu lipici. Bă, să ne facem fraț de cruce. Vino, mă, să ne... Vino, mă, să ne fac. Bă, dacă nu spui asta pe pune și... N-auzi că n-avem minute. Pune și repare mașinile. Pune, mă, bă, pune, mă, asta pe ochelari și tu, pe un ochi. Așa. Chiar de 15 milioane, da? Așa, așa, mă, gata, mă. Sunt frumos. N-avem minute să reparăm mașinile alea, n-avem nici... Ochelari de sute de euro și... Sute de euro, a? Vim, mă, măcar pe ceas, dă să spun pe ceas. Așa. Ben 10. Asta e cheia de la mașina lui Mogen. Urmeam să o dau cuiva random care mă urmărește pe Insta, YouTube și TikTok. Deci dacă ne întâlnim și te-am întrebat și ai zis că nu, hey, e posibil să fi pierdut. Te-ai întors acasă cu metrou. Vino, mă, aici, mă, așa, mă, gata, mă, Superman. I-a pus capă ca pe Minecraft. Mi-a luat exact 5 minute să... Am o idee, stai atent. Ne oprim. Da? Stăm să se facă seara, ne dăm tricourile jos. Și ce că a durat noi. Mamă, cât a durat. Nu mai putem. Vă rog, eu dași vreuna cât am stat să decolantăm. Mamă, nu mai pot aici. O să zică lumea că mi-a făcut fake, că m-am chinuit. Ia ce miros decolantul ăsta. A bani mulți rău de tot. Nu, mă, nu. Ce n-ai mai șmecher rehus. Bă, ce ne-am chimat, ce am obosit. Da. Ce mult azi. Gata. Mamă, dar cât muncim! Mamă, dar cât avem de făcut! Nu aveam chef să mă duc acasă, vreau să știți ceva. Ultima dată când am filmat un vlog cu zbâr, nu mai zic. Băi, dar nici mai trebuie să spui, că e spălată. Mai și ultima oară când l-ai prins pe gamin, n-a putut să se miște. Bă, stai mă, că nu pot să respir! Era să-l omorâm. Ha, odată? Bă, se mint, parcă arată bine rău așa. Te-a mâncat un pus, o colantez de aici. Au, era să rup oglinda la asta. Pa-pam! Hai să mergem să o spălăm acum. Așa, băieți, acum mergem să spălăm mașina și până ajungem acolo să vă mai povestesc puțin de campania asta de am avut-o cu Mobile Fox cu mașina asta. Inițial, campania trebuia să se termine pe 1 iunie, dar lumea mi-a dat mesaj că mai vrea să cumpere, așa că am prelungit-o până pe 10 iunie. Și am prins o perioadă calendaristică foarte proastă, că am prins 1 iunie și rusalile, deci cu liberă între ele, și curierii n-au lucrat în perioada aia și de-aia au fost întârzieri, că dacă tu ți-ai dat comanda înainte de vacanță, 7 zile comanda aia a stat pe loc, că n-a putut să vină de la fabrică până la tine. Deci îmi pare rău dacă v-au întârziat comenzile, probabil încă n-au ajuns toate comenzile. Unul cu mașină mai urât în spate, așa. Tragerea la sorți să fie pe 11 iulie, ca așa au vrut cei de la Mobile Fox. Cu banii de la firma am luat mașina, așa că ei au dreptul ăsta de decizie. Oricum e bine că am văzut că mi-ați dat mulți mesaj că dați acum bacul și mai bine vă gândiți la bac decât să stați cu gândul la mașină. După ce trece bacul, facem tragerea la sorți și cine câștigă mașina îi plătesc eu drumul să vină până aici să o ia. Am adus mașina la spălătorie și... Și gata mașina, o ștergem și mergem cu ea acasă. Și mașina nu e gata până nu-i punem noile stickere, am comandat alte stickere. Să vedem, deci asta We Do Things ar merge pe... Ia uite-l. Merge aici? Capot așa? Aici? Nu mi se pare. Aici? Nu, no, mi se părea tare pe portbagaj. Hai să vedem și cum arată stickerele acum în formă finală. Bine! Bă, acum parcă îmi pare rău că am colantat-o. Care este? Ți-am zis din prima că e păcat de mașină. Asta cu We Do Things, ăsta e motoul companiei. Dacă era să vedeți de la ce vine We Do Things, de la asta vine. Ah, și pentru cine a stat până aici înseamnă că se uită foarte des la vloguri. Între timp am văzut că asta e stricată, aia e stricată. Bine, mă rog, între ghilimele, am avut și eu puțin clickbait. De ce nu e clickbait? Că da, apare beculețul în bord. Între timp am mai comandat o mașină electrică, să vedem cum se descurcă și ea, dacă mai avem probleme la ea. Să vedeți într-o săptămână, două, nu știu cât timp durează să vină, știu că mașinile astea durează mai mult timp să fie gata. Dar mă rog, nu vă dau mai multe detalii, că asta e pentru alt vlog. Și să vă mai zic să vă abonați, că sigur sunteți abonați de vreo 2-3 dacă v-ați uitat până aici la vlogul ăsta. Ok, următoarea zi, astăzi ar trebui să mergem... Lăsăm mașina la Bavaria. Am vorbit cu Robert să lăsăm mașina la Bavaria. Așa că hai să mergem să ne întâlnim cu el. Sincer, nu pot să zic că mă bucur să mă văd cu el. Pentru că ultima oară când m-am văzut cu el a fost atunci când era iarăși BMW-ul ăsta stricat. Deci, sincer, la cât mai puține vederi de seara cu Robert, totul să meargă bine. Deci,
Oficial am lăsat mașina la Bavaria, așteptăm să vedem ce se întâmplă cu ea, trebuie să ducem și Geo la service. Cam atât cu vlogul ăsta, dacă nu știți să vă mai arăt pe el, rămâneți cu ochii pe Instagram să vedeți acolo ce se întâmplă cu mașinile și să vedeți următoarea mașină, că nu știu, s-ar putea să apară într-o săptămână, două, că am comandat-o deja.